Este ora 9, bună dimineața, bine v-am regăsit la știri. La 6 ani de la incendiul în urma căruia 65 de oameni și-au pierdut viața, procesul colectiv este departe de verdictul final. La terminul de astăzi, magistrații anunță dacă e nevoie de readministrarea unor probe înainte de a decide cu privire la schimbarea infracțiunii de care este acuzat Piedone. Reaudierea fostului primar al sectorului 4, a celorlalți funcționari publici din dosar sau a unor martori ar putea duce la o prelungire și mai mare a procesului. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea, Gabriela Del Pupo. Bună dimineața, Gabi, te urmărim! Bun găsit, Cristian Popescu Piedone este condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu. Însă în luna aprilie acestui an, judecătoarea a decis din oficiu că se poate schimba încadrarea de la abuz în serviciu la neglijență în serviciu, ceea ce ar însemna o pedeapsă mult mai mică pentru Cristian Popescu Piedone și ceilalți 5 funcționari inculpați în acest dosar. Este vorba despre articolul 309 din Codul Penal, care poate fi eliminat în cazul lor. Acel articol prevede pedepse mult mai mari dacă fapta de care sunt inculpați a dus la consecințe grave. Știm că este cazul în dosarul colectiv, deci vom vedea. Procesul ar fi trebuit însă să se termine pe 14, 15 și 16 iunie. Erau dezbaterile finale, după care urma sentința definitivă. Însă chiar în prima zi de dezbatere a venit anunțul din partea judecătorilor. Pe parcursul verii, un alt judecător a luat acest dosar și vom vedea exact dacă acum se va decide readministrarea de probe și reaudierea de martori. Între timp, însă, unul din personajele cheie în dosarul colectiv a fost găsit mort în casă și nu știm în ce fel va influența cursul procesului și acest lucru. Îți mulțumim. 4 craioveni au fost reținuți azi noapte în urma scandalului petrecut pe data de 20 septembrie în parcarea unui centru comercial. Totul a pornit de la un loc de parcare, iar în urma acestui incident, 2 persoane au ajuns la spital în stare gravă. Polițiștii din Craiova au reținut un bărbat de 48 de ani și 3 tineri cu vârste cuprinse între 17 și 22 de ani, toți din Craiova, după ce au agresat fizic un bărbat de 38 de ani și o femeie de 37 din oraș. Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri. Conflictul a pornit de la un loc de parcare. Cei 4 au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. În cursul acestei zile, bărbatul și tinerii urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Craiova cu propunere de arestare preventivă. Numărul îmbolnăvirilor cu COVID atinge cifre record în plin val 4 al pandemiei. Aproape 7.000 de noi cazuri au fost raportate în doar 24 de ore. Într-o singură zi au fost înregistrate 129 de decese, în vreme ce numărul pacienților de la ATI a crescut la 990. 3 județe au trecut deja în scenariul roșu, în timp ce în București certificatul verde este pe cale să devină obligatoriu. Viteza de creștere este semnificativă, se vede. Și impactul pe terapie intensivă este foarte vizibil. Deja ne apropiem de 1000 de cazuri în terapie intensivă. Astăzi suntem la aproape 7000 de cazuri. Deci măsurile care sunt prevăzute în hotărârea de guvern și care sunt pe incidență se aplică. Sunt zone care deja au intrat în carantină. Alte 6.789 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, în urma aproape 60.000 de teste. Este cel mai mare bilanț zilnic din acest an. În 10 decembrie 2020 fuseseră raportate 7.067 de îmbolnăviri. De asemenea, în ultima zi au murit 129 de pacienți care aveau COVID, dintre care 8 erau vaccinați. La terapie intensivă, situația devine critică. În prezent sunt internate 990 de persoane, dintre care 20 sunt minori. Un semnal de alarmă îl trag medicii din secțiile ATI, care au dezvăluit că jumătate dintre persoanele internate acum în spital sunt persoane mult mai tinere decât erau în valurile precedente. Așadar, acest val 4 reprezintă un pericol mai mare pentru tineri și copii, comparativ cu valul 3. De asemenea, medicii sfătuiesc pe cei care prezintă simptome să se prezinte la medic înainte de a fi prea târziu și de a fi necesară internarea la terapie intensivă.
Din același motiv al creșterii cazurilor de infectare cu COVID în 267 de localități din România față de 224 luni, incidența acumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3, potrivit datelor oficiale publicate marți. Lista include și 6 municipii reședință de județ: Satu Mare, Bistrița, Timișoara, Baia Mare, Cluj-Napoca și Botoșani. Valul 4 al pandemiei ne-a prins la fel de nepregătiți ca și precedentele. Deși în vară anunța finalul pandemiei, premierul Florin Câțu se declară acum surprins că iar nu avem 4 suficiente la terapie intensivă. Șeful guvernului a anunțat că a cerut o anchetă în acest sens și arată cu degetul spre fostul ministru al sănătății de la USR Plus. Premierul Florin Câțu nu știe de ce nu am fost pregătiți nici pentru val 4, deși am avut toată vara la dispoziție pentru a asigura numărul de paturi necesare. Autoritățile s-au trezit însă abia după ce numărul de cazuri a explodat și secțiile de terapie intensivă s-au umplut. O să cer o anchetă / analiză, pentru că vreau să știu cum a fost pregătit valul 4. Știam că vine valul 4. Eu am spus tot anul, deci după ce s-a terminat valul 3, am spus că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secțiile ATI pentru COVID. Am spus foarte clar că să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde și să se răspundă foarte rapid. Aș vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătății acest val 4 și să vedem dacă s-a ținut cont de ceea ce am spus eu și dacă nu s-a ținut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ținut cont și va fi responsabil pentru asta. O declarație într-un contrast tragicomic cu cele făcute lunile trecute, când anunța relaxări pe bandă rulantă. România a fost una dintre singurele țări din Europa care a avut deschis sezonul turistic și am fost prima țară care a relaxat condițiile și a avut și vaccin la liber. Când nu avem vaccin, din punctul meu de vedere, valul 4 nu se poate justifica atât timp cât avem vaccin. Câțu solicită acum un plan privind gestionarea situației și va avea discuții cu managerii de spitale și cu cei din direcțiile de sănătate publică pe tema paturilor de la ATI, dar și pe tema personalului care să asigure asistența medicală la aceste paturi pentru bolnavii COVID. Premierul are și un vinovat convenabil, fostul ministru al sănătății Ioana Mihăilă. Nu avem un număr de paturi ATI, trebuie să transformăm din non-COVID în COVID. Asta facem acum. Dar trebuie să detașăm și personalul și aș vrea să văd acest plan cât mai repede, cu putință pus la punct. Repet, este anormal și cineva trebuie să răspundă pentru asta, că dacă valul 4 nu a fost pregătit, deși am tot vorbit de asta toată vara. La rândul ei, fostul ministru al sănătății, Ioana Mihăilă, vorbește despre prevenție și arată cu degetul către Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, aflat în subordinea premierului, pentru eșecul campaniei de vaccinare. Doresc să amintesc domnului premier că activitatea de vaccinare coordonată de SNK a fost în subordinea sa directă. Chiar dacă a fost în subordinea directă a premierului, Ministerul Sănătății a făcut demersuri pentru a accelera campania de vaccinare atunci când lucrurile au început să nu mai meargă atât de bine. Cât despre pregătirea valului 4, Mihăilă declară că ministerul, aflat sub conducerea ei, și-a făcut treaba. Dacă vorbim de pregătirea pentru valul 4, Ministerul Sănătății s-a pregătit pentru valul 4 încă de la finalul valului 3. Atunci când am redeschis spitalele pentru a primi și pacienți non-COVID în luna aprilie, în ordinul de ministru publicat, în care se prevedea ca spitalele să aibă fluxuri mixte, astfel încât să poată să accepte atât pacienți COVID cât și pacienți non-COVID, spitalele și direcțiile de sănătate publică au fost de asemenea obligate să redacteze și să-și asume un plan de reziliență, un plan prin care pot să crească înapoi numărul de paturi COVID rapid, dacă incidența la nivelul județului este crescută și dacă gradul de ocupare a paturilor de spital destinate pacienților COVID crește. Și aceste planuri au fost deja pregătite. În momentul plecării de la Ministerul Sănătății, Ioana Mihăilă a dat vina pe Florin Câțu pentru lipsa de finanțare. Aceasta spune că s-au cerut fonduri pentru rezervarea ministerului pentru a se acoperi tratamentele pacienților infectați cu COVID-19, însă această rectificare a fost mult întârziată.
Vaccinarea cu a treia doză împotriva COVID-19 ar putea începe chiar de săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, care a precizat că vizate de administrarea dozei booster sunt persoanele cu boli cronice, cele de peste 65 de ani și personalul medical. Mai multe detalii are colega mea Diana Toma. Diana, ești în direct. Bună ziua! Bun găsit, Valeriu Gheorghiță a făcut un anunț extrem de important. Acesta precizează faptul că se ia în considerare ca cea de-a treia doză de vaccin, cea de-a treia doză de rapel să fie administrată chiar în cursul săptămânii următoare. Știm bine, în această săptămână acesta a precizat concret că va organiza un consiliu la care vor participa în cea mai mare măsură reprezentanți din domeniul sănătății. Discutăm iată aici despre persoane care reprezintă Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și mai mult decât atât vor decide cum se va efectua cea de-a treia doză de rapel. Mai mult decât atât spune acesta faptul că persoanele vizate în acest caz sunt persoane de peste 65 de ani, persoane care suferă în prezent de boli cronice și bineînțeles și medicii care sunt expuși și preciza acesta faptul că este foarte important să desfășoare această campanie cât mai repede, asta pentru că varianta Delta este mult mai agresivă decât varianta normală și acesta este motivul pentru care vrea să desfășoare această campanie de vaccinare mult mai devreme. Bineînțeles, ne referim în cea mai mare măsură la administrarea celei de-a treia doze pe bază de ARN și știm bine, cele două tipuri de vaccin pe bază de ARN sunt Pfizer și Moderna. Și cea de-a treia doză de rapel, iată, va veni în completarea primelor două doze. România ia în calcul administrarea mai devreme a dozei a treia de vaccin din cauza răspândirii alarmante a variantei Delta, iar decizia urmează să fie luată în această săptămână. Trei categorii de persoane vor primi prioritar doza booster. Luăm în considerare, în primul rând, administrarea unei doze 3 categoriilor de persoane predispuse la forme severe de boală, cu risc mare de a nu genera un răspuns imun suficient de ridicat după prima schemă de vaccinare și aici sunt incluse categoriile persoanelor cu condiții de imunosupresie pe care o să le menționez, dar și persoanele care prin natura profesiei au un risc crescut de îmbolnăvire și care sunt implicate în activitățile critice pentru gestionarea pandemiei, precum personalul medical. Coordonatorul campaniei de vaccinare a precizat și care sunt grupele de afecțiuni care vor beneficia de administrarea dozei suplimentare. Vizați sunt în principal pacienții oncologici, pacienții cu afecțiuni cronice, precum bolile cardiovasculare, pulmonare sau diabetul, pacienții post-transplant de organe, dar și cei cu imunodeficiențe moderate sau severe. Pe lângă personalul medical și cei care au peste 65 de ani, vor putea face doza a treia și angajații din învățământ. Programările pentru doza booster se vor face prin intermediul platformei de programare, care este în curs de optimizare în acest moment. Vaccinul se poate administra și la medicul de familie, dar fără programare. La acest moment vorbim de administrarea unei doze 3 cu vaccin pe bază de ARN mesager, respectiv Pfizer sau Moderna, pentru scheme de vaccinare care au avut inițial acest tip de vaccin, fie Pfizer, fie Moderna, iar persoanele care au primit vaccin de la compania AstraZeneca, propunerea pe care au abordat-o toate celelalte țări europene a fost de a administra unul dintre cele două vaccinuri pe bază de ARN mesager, repet, în completarea vaccinării cu vector viral, care a fost folosit la prima schemă. Valeriu Gheorghiță a precizat că cea de-a treia doză nu va putea fi administrată mai devreme de 6 luni de la doza a doua. Medicul mai spune că există stoc suficient de vaccinuri pentru această doză suplimentară, iar imunizarea ar putea începe chiar de săptămâna viitoare. Lipsa paturilor de LATI pentru pacienții cu COVID stârnește o serie de reacții. Dacă recent premierul Cîțu spunea că numărul lor va urca la 2000, acest lucru va afecta pacienții care suferă de alte afecțiuni, atrage atenția Alexandru Rafila. Deputatul PSD susține că, indiferent de promisiuni, în acest moment țara noastră deține un total de 4.000 de paturi la terapie intensivă pentru toate bolile. Păi că sunt în jur de 4.000 de paturi la terapie intensivă și contează din aceste 4.000 de paturi câte sunt alocate pentru pacienții infectați COVID.
Deputatul PSD a explicat că alocarea paturilor pentru pacienții care suferă de COVID-19 va afecta persoanele internate cu alte afecțiuni. Alocarea acestor paturi către pacienții infectați COVID va duce la diminuarea numărului pentru pacienții cu alte patologii. Adică nu putem să ne jucăm, să spunem, domne, dublăm numărul de paturi. Ok, dublăm numărul de paturi fizice, dar numărul de persoane care sunt calificate să lucreze și să îngrijească pacienții din aceste paturi, asta nu se modifică peste noapte. Alexandru Rafila reamintește că în toamna anului trecut, numărul deceselor a fost influențat de lipsa locurilor de la ATI, lucru care s-ar putea repeta și în valul 4 al pandemiei. Intervenția domnului prim-ministru de acum vreo 10 zile în care spunea că trebuie să dublăm numărul de paturi, nu era neapărat legată de o realitate, ci de o decizie de natură administrativă care ar trebui luată în, cum să spun, ar trebui asumată, pentru că ceea ce s-a întâmplat anul trecut, în lunile octombrie, noiembrie, când am avut o supramortalitate cea mai mare de după cel de-al doilea război mondial, s-a datorat cu siguranță și limitării accesului la servicii de sănătate din acea perioadă a anului 2020. USR îl cheamă pe 4 octombrie pe Florin Câțu în Parlament la ora premierului. Într-o adresă oficială, useriștii îl consideră pe prim-ministru singurul responsabil de eșecul campaniei de vaccinare și cer să explice de ce România a ajuns pe penultimul loc în Europa la imunizare. Mai multe detalii are colega mea Gabriela Mihai. Gabi, ești în direct. Bună dimineața! Am găsit, premierul Florin Câțu este principalul vinovat pentru eșecul campaniei de vaccinare, susține Ionuț Moșteanu, liderul deputaților de grup USR Plus. Și tocmai de aceea acesta l-a invitat printr-o adresă oficială pe premierul Florin Câțu în Parlament la ora guvernului pe data de 4 octombrie pentru a da explicații în privința modului în care a decurs până acum campania de vaccinare, în contextul în care am văzut că în ultima perioadă premierul Florin Câțu ia acuzat pe cei din USR Plus că prin alianța pe care o au cu cei din AUR nu fac decât să promoveze această lipsă de interes pentru vaccin. Și am văzut că susținea Ionuț Moșteanu că premierul este principalul vinovat pentru acest eșec, pentru că el este cel care a vrut să coordoneze campania de vaccinare, nu i-ar fi răspuns pe ministrii sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihailă să se implice în vreun fel în campania de vaccinare, în contextul în care aceștia, susțin cei de la USR Plus, ar fi avut strategii mai bune pentru a-i impulsiona pe oameni să se vaccineze. Pe de altă parte, până acum în țara noastră s-au imunizat cu ambele doze aproximativ 5.275.000 de români. Și vorbim despre un număr scăzut al persoanelor vaccinate, pentru că am văzut că statistica arată că țara noastră se află pe penultimul loc în Europa la numărul persoanelor vaccinate, cu un procent de aproape 28. Așadar, un procent foarte scăzut, iar pe ultimul loc se mai află doar vecinii noștri bulgari. Vom vedea care vor fi explicațiile pe care le va da premierul Florin Câțu în fața Parlamentului. Așa cum spuneam, acesta a fost chemat pe 4 octombrie. Continuă atacurile dure pe tema campaniei de vaccinare între premierul Florin Câțu și cei de la USR Plus. Ionuț Moșteanu susține că atunci când vine vorba despre eșecul imunizării în România, românii trebuie să privească atent la activitatea a trei personaje cheie din structura de putere. Florin Câțu, premierul în funcție, a vrut să coordoneze acest preluat mandatul din decembrie anul trecut, nu a vrut să lase la Ministerul Sănătății, a vrut să fie coordonatorul campaniei de vaccinare. Dânsu, împreună cu Valeriu Gheorghiță și cu secretarul de stat Baciu de la Ministerul Sănătății, au coordonat această campanie. Așa că parlamentarii USR Plus îl așteaptă pe șeful guvernului să vină în fața legislativului cu explicații despre eșecul răsunător al campaniei privind imunizarea. Această campanie e un eșec și trebuie să spunem asta, și singurul responsabil pentru acest eșec este Florin Câțu. Și numele grupului parlamentar USR Plus
îi solicit lui Florin Câțu să vină în fața Parlamentului, pentru că românii trebuie să știe, așa cum îi place dânsului să spună, să vină în fața Parlamentului cu un raport despre campania de vaccinare. De ce suntem pe penultimul loc în Europa? Este coordonatorul campaniei, a avut toate resursele la dispoziție, resurse guvernamentale, s-au băgat milioane de euro în campania de comunicare și să ne explice nouă și românilor de ce este un eșec. Deci am ajuns pe penultimul loc în Europa la vaccinare. Reacția USR Plus vine după ce premierul Florin Câțu a anunțat că va cere o anchetă sau o analiză care să arate cum s-a pregătit Ministerul Sănătății, condus de Ioana Mihăilă, pentru al patrulea val al pandemiei de COVID-19. Pe de altă parte, Florin Câțu în lunile astea a luat numai decizii contradictorii și pe bună dreptate lumea n-a mai înțeles nimic, când e cazul să ne relaxăm, când e cazul să nu ne relaxăm și să avem grijă. Deci îl așteptăm în Parlament. DNA, dosar penal privind modalitatea în care au fost achiziționate vaccinurile anticovid de la declanșarea pandemiei și până în prezent. Direcția Națională Anticorupție nu a dat informații suplimentare cu referire la dosar, însă cert este că sunt vizate fapte de abuz în serviciu și obținerea de foloase necuvenite. Pe rol DNA a fost înregistrat un dosar penal, având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID-19 de la declanșarea pandemiei până în prezent. Potrivit unui comunicat de presă emis de DNA, urmărirea penală se desfășoară cu privire la fapta în rem, respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Procurorii anticorupție au anunțat că în acest moment nicio persoană nu are calitate de suspect sau inculpat, iar această etapă constă în strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidența penală. Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță, a declarat imediat după ce DNA a anunțat deschiderea dosarului că nu are mai multe informații despre dosar și precizează că modalitatea de cumpărare a vaccinurilor a fost elaborată de Comisia Europeană. Am văzut și eu astăzi la fel în spațiul public acest tip de informație. Dar nu știu, nu am date suplimentare. Cert este că, din ceea ce eu știu, modalitatea de achiziție la nivelul tuturor țărilor europene se supune aceleași proceduri întocmită și elaborată de Comisia Europeană. Gheorghiță a dat detalii și despre bilanțul dozelor de vaccin recepționate de țara noastră. Noi am recepționat până la acest moment aproximativ 18,5 milioane de doze din cele 4 tipuri de vaccinuri și mai avem în stoc, așa cum am anunțat, aproximativ, imediat vă spun, 3,5 milioane, cred, de doze, mai puțin, 3,7 milioane de doze din cele 4 tipuri de vaccinuri diferite. Au fost administrate peste 9,95 de milioane, restul, diferența, până la 14,7 milioane, sunt doze care au fost fie donate, fie revândute. Val de reacții după ce DNA a anunțat că a fost deschis dosar penal cu privire la achiziția de vaccinuri anticovid. În timp ce ministrul finanțelor Dan Vâlceanu spune că a fost respectat mecanismul de achiziție impus de Comisia Europeană, foștii miniștri USR ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă arată cu degetul înspre Florin Câțu, despre care spun că a luat singur decizii. Ministrul Finanțelor Dan Vâlceanu consideră că DNA nu ar avea ce nereguli să descopere, deoarece România a achiziționat toate dozele la care avea dreptul. Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Au primit aceste vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană pentru vaccinuri. Deci nu le-am luat așa, ca așa am avut noi un gând într-o zi, ci pur și simplu, știi, vă aduceți aminte că la începutul anului, atunci când se discuta despre vaccin, Comisia Europeană a alocat un număr de vaccinuri fiecare țări din Uniunea Europeană și noi am avut acces la aceste doze de vaccin. În schimb, fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, demis de Florin Câțu, vede un singur vinovat în această situație pe actualul premier. 1. Decizia de a comanda vaccinurile a fost luată de viitorul fost premier și comunicată Comisiei Europene, pentru că a fost vorba de o achiziție la nivel european.
Bogdan, fără a se ține cont de opinia ordonatorului de credite, adică cel care plătea, iar acesta era Ministerul Sănătății. Am cerut ca această practică de a decide pe bugetul aflat în răspunderea mea, fără a fi consultat, să înceteze. 2. Aveam deja un număr mare de vaccinuri comandate în raport cu toate scenariile vis-a-vis de campania de vaccinare, fără a fi lăsați să ne implicăm de la nivelul Ministerului Sănătății în niciun fel în campania de comunicare sau în alte acțiuni care să îmbunătățească această campanie, a scris fostul ministru pe Facebook. Ioana Mihăilă arată cu degetul tot spre actualul premier și spune că, în calitatea sa de ministru al sănătății, a refuzat să semneze noi achiziții de vaccinuri. Mă bucur și că se începe această investigare. Cred că e important să se afle răspunsurile și legate de cum s-au fundamentat nevoile dozelor de vaccin. Ce pot să menționez este că de când am avut mandatul la Ministerul Sănătății, tot ce am semnat au fost vaccinurile pentru doza a treia din anul 2022 și 2023 și am refuzat orice contracte noi de achiziție de vaccinuri care au primit aprobare ulterior aprobării vaccinului Johnson & Johnson. Deci de vi s-a cerut să aprobați noi contracte, deși noi... Și nu le-am aprobat acele noi contracte pentru că erau deja suficiente doze de vaccin contractate. Dan Vâlceanu a precizat că toate statele lumii au pierderi în ceea ce privește achiziția de vaccinuri. Nu vreau să judec eu această, rețetă cu 25% pierderi sau 40% pierderi. Fiecare țară, bineînțeles, își face propria evaluare. Dar în România, Ministerul Sănătății estima posibile pierderi de vaccin până la 25%, doamna Mihăilă. La nivel, la nivel mondial, OMS spune că e posibil să se pierde sau ai posibilitatea să pierzi până la 40%. Este alertă în România. Numai puțin de 64 de percheziții se efectuează la această oră în 3 județe după ce anchetatorii au identificat 2 bărbați angajați ai unei instituții publice care au intrat în platforma de vaccinare și au eliberat aproape 100 de certificate de vaccinare unor persoane fără ca acestea să se fi vaccinat vreodată. Infracțiunile ar fi fost săvârșite în perioada mai-iunie anul acesta. Cu toate detaliile, ni se alătură colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV, este în legătură telefonică directă. Bună dimineața, Lili, te rog, ce informații ai? Bună dimineața, perchezițiile au loc în județele Mehedinți, Dol și Caraș-Severin, asta după ce anchetatorii au identificat o rețea prin care erau eliberate certificate false de vaccinare. Atenție, vorbim doar despre un centru de vaccinare în care în perioada mai-iunie, așadar în doar o lună de zile, s-au eliberat numai puțin de 96 de certificate false de vaccinare. De altfel, acțiunea are loc după ce anchetatorii din întreaga țară au început să verifice modul în care sunt eliberate certificatele de vaccinare, având în vedere că au fost cel puțin în trecut câteva cazuri în care s-au identificat persoane care eliberau certificate false de vaccinare. În acest caz vorbim despre 2 bărbați angajați a unui centru de vaccinare care au eliberat aceste certificate. La această oră se fac percheziții la domiciliile celor doi, urmând ca ulterior să fie audiați, iar anchetatorii să vadă dacă este vorba de mai multe certificate decât cele aproape 100. Iar acțiunea continuă în întreaga țară. În București au fost câteva cazuri chiar luna trecută și de asemenea la Slobozia săptămâna trecută. Practic săptămânal România se confruntă cu câte un caz de acest gen în care certificate false de vaccinare sunt eliberate cu ajutorul unor angajați sau chiar medici a centrelor de vaccinare. Acum însă este pentru prima dată când, iată, vorbim despre aproape 100 de certificate. Asta în condițiile în care România are o rată de vaccinare foarte mică. Lili, îți mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru toate aceste detalii. Bineînțeles, vom urmări și noi modul în care se va desfășura această anchetă și vom reveni asupra subiectului.
Un turist american venit să exploreze munții Făgăraș a fost ajutat de salvamontiștii sibieni. Bărbatul a rămas blocat în munții Făgăraș în custura sărății și nu a reușit să mai coboare. Intervenția de salvare a fost una destul de dificilă. Americanul, spun salvamontiștii, nu era echipat corespunzător. Jandarmii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu au intervenit pentru recuperarea turistului care a rămas blocat pe un traseu în custura sărății de pe munții Făgărașului. Norocul bărbatului a fost că avea cort și s-a adăpostit până au ajuns salvatorii. Acțiunea de recuperare a fost dificilă în condițiile în care era risc de alunecare. Vremea rea a început deja pe munte, așa încât salvatorii le atrag atenția celor care merg în aceste zone să fie echipați corespunzător și să fie conștienți de schimbările bruște ale vremii și ale temperaturii. Trei angajați de la un centru de vaccinare din Botoșani au rămas șomeri după ce au făcut petrecere chiar în incinta locației. Scenele de filmare cu actorii amatori apărute în mediul virtual nu au fost pe placul șefilor, iar în urma unei anchete s-a lăsat cu concedieri. Din imagini se vede cum angajații unui centru de vaccinare din Botoșani se distrau în spațiul alocat imunizării. Într-una dintre scenete, un angajat jonglează cu o minge de basket și dansează. Într-o altă înregistrare, bărbatul apare în costum de protecție cu trei trandafiri în mână. O asistentă mimează versurile unei melodii, după care face semne obscene. Muncesc cu drag și spor, cum se muncește în România. Scenele petrecute au avut loc chiar într-un centru de vaccinare din Botoșani. Pentru că angajații se plictiseau la serviciu și, cum oamenii nu se grăbesc să se imunizeze, ei și-au încercat talentul cu muzică de petrecere și momente comice. În urma anchetei deschise la centrul de vaccinare, cei trei actori amatori au rămas șomeri. Ludovic Orban, semnal de forță înainte de Congresul PNL. Pentru prima oară de la începutul campaniei, președintele Național Liberalilor a ieșit într-o conferință de presă cu toți susținătorii în spate, pentru a arăta lui Florin Câțu că sâmbătă îl așteaptă o luptă și nu o victorie facilă. 51 de parlamentari l-au susținut pe Orban, care a avut din nou un discurs critic la adresa guvernului. L-a somat pe premier să lase joaca de-a politica și i-a reamintit că a promis 4 ani de pace electoratului PNL la alegeri. În campania electorală pentru alegerile parlamentare, Partidul Național Liberal a promis românilor 4 ani de pace, de stabilitate politică, 4 ani de investiții, de dezvoltare, de creștere economică, de modernizare, de creșterea calității serviciilor publice, de creșterea calității vieții și, până la urmă, de creare de oportunități pentru fiecare dintre români pentru a trăi mai bine. Ludovic Orban face ultima mișcare înaintea Congresului din 25 septembrie. Alături de susținătorii săi, liderul PNL a ținut un discurs tranșant în care le-a reamintit liberalilor că, de la începutul lunii, România este aruncată într-o criză guvernamentală fără precedent prin deciziile irresponsabile ale premierului Câțu. Cu mare greutate am reușit să negociem un acord de coaliție care a dus la formarea unui guvern al forțelor de centru-dreapta. Un guvern care s-a prezentat în fața Parlamentului și care a obținut votul de încredere cu o majoritate confortabilă pentru un program de guvernare. Din păcate, pe 1 septembrie, ca urmare a unor decizii unilaterale, am intrat într-o criză politică care afectează grav România. Ludovic Orban a pledat pentru refacerea coaliției de centru-dreapta, formate după alegerile parlamentare din 6 decembrie anul trecut, pe care o vede unica șansă a țării de a depăși nu doar criza politică, ci și cea sanitară și economică prin care trecem. Nu ne putem permite să ne jucăm cu soarta României. La ora actuală, pentru noi este vital ca într-un termen cât mai scurt, prin participarea tuturor actorilor politici și instituționali, să se ajungă la o soluție clară de a pune capăt crizei. Poziția noastră categorică este că singura coaliție decentă, onorabilă, care poate să asigure o guvernare în beneficiul României, este coaliția care s-a format după alegerile parlamentare.
o coaliție între Partidul Național Liberal, USR Plus, UDMR, cu sprijinul grupului minorităților. Liderul liberal arată că în absența unei majorități parlamentare nu poate fi adoptată nicio lege și nu poate fi implementată nicio reformă, ceea ce înseamnă că politicile publice ale guvernului sunt practic blocate. Așa că face un ultim apel către tabăra Câțu și transmite premierului că a sosit timpul să facă singurul gest onorabil care i-a mai rămas, și anume să părăsească Palatul Victoria cât mai repede. Joaca de a politica trebuie să se termine. Cine seamănă vânt, culege furtuna. Cine poartă răspunderi pentru grava criză în care a fost aruncată România, trebuie să-și asume răspunderile și să acționeze în consecință. Este presiune mare pe numărul paturilor de la ATI, iar greul de-abia acum începe. Terapia intensivă, de fapt, de câteva săptămâni este plină. Avem o mare dificultate în a asigura asistența medicală pentru că nu avem locuri și sunt practic toate paturile ocupate. E un număr mare de pacienți care au nevoie de specializare și, din păcate, locurile sunt limitate. Beatrice Mahler spune că în ultima perioadă tot mai mulți pacienți internați au forme severe. Sunt extrem de îngrijorată pentru că în fiecare zi, de la o zi la alta, pot spune că presiunea și dificultatea cazurilor cresc. Practic, din pacienți în spital, doar cei care au cu adevărat nevoie de asistență medicală, necesarul de oxigen a crescut brusc, pacienții sunt cu forme severe. Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a făcut primele dezvăluiri după ce a fost destituit din funcție. Berceanu a declarat în cotidianul Libertatea că au fost făcute presiuni în timpul mandatului său asupra inspectorilor de mediu, iar gulerele albe din politică ar fi implicate în crime de mediu. Vă reamintesc că Berceanu a fost demis luni de Florin Câțu, pe motiv că acestuia i s-a retras sprijinul politic după ce USR Plus s-a retras de la guvernare. Fostul șef al Gărzii de Mediu a vorbit despre presiunile politice cu care s-au confruntat comisarii de mediu din partea baronilor locali. Baronii locali s-au obișnuit de 20 de ani de când e garda să dicteze cine va fi șef într-un comisariat județean, ce controle face, pe cine controlează, pe cine trage de urechi și de cine n-are voie să se apropie. Am găsit o presiune enormă pe comisarii care lucrau în teren. Am reușit să stopez toate presiunile politice. Oamenii sunt chiar foarte bine pregătiți. Problema e modul în care li se punea genunchiul pe gât să nu-și facă treaba. Politicienii implicați în crime de mediu, o spune și Berceanu, dar și Interpolul. Management defectuos al deșeurilor întreținut de structuri de crimă organizată cu implicarea politicului și nu o spun eu, o spune Interpolul, care a scris negru pe alb că gulerile albe din România, respectiv politicienii, sunt implicați în tot ce înseamnă crime de mediu. Fostul șef al Gărzii de Mediu a declarat pentru jurnaliștii de la Libertatea.ro că a încercat în nenumărate rânduri să discute cu Florin Câțu și Klaus Iohannis. Niciun ecou. Nu am avut nicio discuție, deși mi-aș fi dorit din toată inima să am câteva discuții cu premierul și cu președintele României. Am încercat pe toate căile posibile. Am avut câteva discuții cu reprezentantul președintelui României, consilierul pe teme de mediu. În ceea ce îl privește pe premierul României, cred că a fost mereu foarte ocupat. N-am avut niciun ecou. Caz incredibil în municipiul Botoșani, un bărbat a sunat la 112 pentru a reclama că este nemulțumit de serviciile unei prostituate. În urma apelului, polițiștii au ajuns la adresa indicată, dar rezultatul sesizării nu a fost tocmai cel scontat. Astfel, polițiștii au amendat pe ambii protagoniști. Polițiștii botoșăneni au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat din municipiul Botoșani cu privire la faptul că ar avea neînțelegeri cu o tânără din aceeași localitate. Echipajul direcțional la fața locului a identificat persoanele implicate, iar în urma verificărilor efectuate au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, una pentru apelarea nejustificată a numărului unic de urgență 112 în cuantum de 1500 de lei, și o altă sancțiune pentru o contravenție prevăzută de legea 61, respectiv atragerea în vederea practicării de raporturi sexuale spre a obține poluate materiale, în cuantum de 3000 de lei.
Se pare că botoșăneanul s-a întors din străinătate cu o sumă mare de bani, iar pentru a avea o noapte de neuitat a decis să închirieze o cameră de hotel unde să se bucure de compania a două prostituate. Astfel că bărbatul a pus la bătaie numai puțin de 1000 de euro, atât pentru cazare cât și pentru tratația cu cele două fete. Însă după expirarea înțelegerii cu privire la serviciile sexuale, cele două escorte au solicitat sumele de bani aferente. Nemulțumit de prestația uneia dintre ele, botoșăneanul a intenționat să-i ofere o sumă mai mică de bani, iar de aici au început discuțiile. Pentru a arăta fetei că nu glumește, bărbatul a pus mâna pe telefonul mobil și a sunat la 112, relatând cele întâmplate. Însă deznodământul nu a fost cel scontat, căci ambii au fost amendați de poliție. Antold lasă în urmă o adevărată catastrofă. An după an, daunele materiale provocate în urma celui mai mare festival de muzică electronică schimbă cel mai mare stadion din Transilvania. Anul acesta, pista de atletism a stadionului Cluj Arena a fost distrusă, iar gazonul în valoare de 1 milion de euro va fi înlocuit cu unul de 180.000 de euro. De la prima ediție Untold și până azi, pista de atletism a fost deteriorată constant și peticită atât cât să arate cât de cât acceptabil. Practic, în acest moment nu se poate organiza vreo competiție atletică pe stadionul Cluj Arena. Autoritățile au decis ca pista să fie înlocuită cu petice pentru a oferi senzația de funcționare a arenei. Singura schimbare majoră care va fi adusă stadionului este gazonul. Compania care se ocupă de schimbarea gazonului ar aloca pentru înlocuirea suprafeței suma de 180.000 de euro. În anul 2019, administratorii județului anunțau că noul gazon de pe Cluj Arena va costa între 500.000 și 1 milion de euro. Situația alarmantă în urma erupției vulcanului situat pe insula spaniolă La Palma. Peste 6.000 de oameni au fugit de lava care a îngropat deja sute de case. Vedem detalii despre acest nefericit incident imediat după scurtă pauză. A fost cutremur în orașul australian Melbourne. Seismul de 6 grade a fost surprins în direct în timpul unei emisiuni. Mai multe clădiri au fost afectate, iar locuitorii orașului au tras o sperietură zdravănă. Până în acest moment nu este cunoscut numărul victimelor. Oh, I've never had an earthquake in here before. Din imagini se vede cât de puternic s-a simțit seismul cu o magnitudine de 6 grade care a lovit orașul Melbourne. Wow! Seismul a distrus mai multe clădiri din oraș. Din imaginele surprinse de camerele de supraveghere se vede cum cutremurul a ajuns și pe pârtia de schi. Oamenii au ieșit panicați pe străzi și sunt uimiți de dezastrul lăsat în urmă de cutremurul de câteva secunde. Situația alarmantă în urma erupției vulcanului situat pe insula spaniolă La Palma. Peste 6.000 de oameni au fugit de lava care a îngropat deja sute de case. Erupția vulcanului Cumbre Vieja din insula La Palma continuă să facă ravagii. Lava s-a împrăștiat pe mai multe străzi, iar autoritățile anunță că lava ar putea declanșa o reacție chimică care ar duce la explozii. Peste 6.000 de oameni din 5 localități au fost evacuați după ce lava a înghițit sute de case. Televiziunea spaniolă a raportat că o școală primară a fost distrusă de lavă. Directorul școlii Los Campitos a spus că familiile a cel puțin jumătate din cei 23 de copii ai școlii și-au pierdut și casele. Autoritățile au înființat mai multe adăposturi pentru persoanele care au fost evacuate. Până la acest moment, peste 300 de case au fost distruse de lavă. Aceasta continuă să avanseze în zona de vest a vulcanului. Vulcanul Cumbre Vieja se află în sudul insulei La Palma, care găzduiește aproximativ 80.000 de oameni. Caz șocant în Italia, un bărbat a scăpat de la balcon un copil de 4 ani, iar după tragicul eveniment s-a plecat la restaurant să mănânce o pizza și la bar să bea ceva, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
L-am luat în brațe și am ieșit cu el pe balcon. Când eram lângă balustradă, am simțit o amețeală. M-am aplecat și am scăpat copilul din brațe. Imediat am auzit țipete venind de jos și m-am speriat. Eram conștient de ce se întâmplase. M-am dus să mănânc copița în Sanita. Apoi am mers la un bar din Via Duomo. Le-a explicat bărbatul anchetatorilor. Mama copilului, însărcinată în 8 luni, pregătea masa când acesta a murit. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat că Rusia este responsabilă pentru asasinarea fostului ofițer KGB Alexander Litvinenko. Fostul agent a avut parte de o moarte agonizantă în anul 2006, după ce a fost otrăvit la Londra cu poloniu. Alexander Litvinenko, un dezertor care devenise un critic vocal al Kremlinului, a murit la 3 săptămâni după ce a băut ceai verde în care fusese pus poloniu 210. Aceasta este concluzia la care a ajuns Curtea Europeană a Drepturilor Omului în decursul zilei de marți. Marea Britanie a acuzat de mult timp Moscova de acest atac, iar Curtea Europeană de la Strasbourg, Franța, a fost de acord, afirmând că asasinarea lui Litvinenko a fost imputabilă Rusiei. De pe patul de moarte, Litvinenko le-a spus detectivilor că el crede că președintele Vladimir Putin a ordonat direct uciderea sa. O anchetă britanică a concluzionat în 2016 că Putin a aprobat probabil o operațiune a serviciilor secrete rusești de asasinare a lui Litvinenko. Cum era de așteptat, Kremlinul a respins marți verdictul CEDO, pe care l-a calificat drept neîntemeiat. CEDO nu are nici autoritatea, nici capacitatea tehnologică pentru a obține informații despre acest caz. Încă nu avem rezultate ale acestei investigații, iar aceste susțineri sunt cel puțin neîntemeiate, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Mă opresc aici pentru informațiile orei 9, însă revin la ora 10 fix cu date proaspete. Rămâneți alături de noi. Mă întorc după publicitate.